Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Rodica Cravcenco, urmăriți cele mai importante știri atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți cele mai importante titluri. La Chișinău a fost lansat proiectul de reformă a justiției și combaterea a corupției Jara. Aflați mai multe la știri. Circa 300 de antreprenori mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de granturi din partea ODA și a Uniunii Europene. Imediat după summitul NATO de la Vilnius, președintele american Joe Biden a efectuat o vizită în Finlanda. Cu cine a discutat oficialul, aflați la rubrica Știri Externe. Un cutremur puternic cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter ar putea avea loc în Istanbul. Concesionarea aeroportului internațional Chișinău nu este posibilă în viitorul apropiat, având în vedere situația din Moldova și din regiune. Este replica vicepreședintelui Parlamentului Mihai Popșoi la propunerea unui deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor de a audia conducerea Agenției Proprietății Publice cu privire la situația în care s-a pomenit portul aerian. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Adrian Albu, a propus completarea ordinii de zi cu încă un punct, și anume audiere raportului șefului Agenției Proprietăți Publice, sub jurisdicția căreia se află aeroportul. Noi vedem că actualmente aeroportul Chișinău se confruntă cu mai multe dificultăți, inclusiv cea de asigurarea securității cetățenilor. Apropo, și pe acest segment, societatea așteaptă ca guvernarea să recunoască vina și să vină demisiile de onoare. Și totodată avem micșorarea fluxului de călători, avem operatorii pleacă de pe piață, deci aeroportul nostru dintr-un obiect strategic devine unul destul de slab și neinteresată. Înainte de vot, vicepreședintele Parlamentului, deputatul PAS, Mihai Popșoi, a oferit detalii referitor la o posibilă acțiune de concesionare a portului aerian. Concesionarea aeroportului este o aspirație pe termen lung, pentru că în prezent, în circunstanțele care ne aflăm, cu mare regret, nicio companie serioasă nu se va prea avânta să preia managementul aeroportului nostru. De aceea, statul Republica Moldova va trebui să stabilizeze situația și să îmbunătățească cât se poate situația din aeroportul internațional Chișinău, și suntem recunoscători colegilor noștri din APP care depun eforturi susținute pentru a stabiliza și a îmbunătăți situația în cadrul acestui obiectiv strategic. În același timp, Popșoi nu a respins ideea de a concesiona aeroportul unei companii responsabile din Uniunea Europeană. Când va veni timpul, va exista dezbatere publică necesară și va fi luată cea mai bună decizie, fie că va fi vorba de concesionare, fie că va fi vorba de crearea unei companii de stat de administrare acestui aeroport, dar aceasta va fi o dezbatere pentru mai târziu. Acum, cu mare regret, trebuie să stabilizăm situația acestui important obiectiv strategic în condițiile de război la hotar și circunstanțelor care fac dificilă activitatea Aeroportului Internațional Chișinău. Propunerea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor nu a fost susținută de membrii majorității parlamentare. În favoarea audierii raportului conducerii Agenției Proprietăți Publice s-au exprimat 22 de deputați ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și un deputat neafiliat. Amintim că aeroportul a revenit în proprietatea statului pe data de 23 noiembrie 2022 prin decizia Curții de Apel Chișinău. Reprezentanții majorității parlamentare nu au susținut alte circa 10 propuneri ale Blocului Comuniștilor și Socialiștilor de completare a ordinii de zi. În acest context, liderul fracțiunii Vlad Batrâncea l-a întrerupt pe ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și s-a adresat deputaților cu cererea de a anunța o pauză pentru ca formațiunea pe care o conduce să se consulte și să formeze o poziție comună. Eu cred că în această legislatură s-au bătut toate recordurile posibile și imposibile la ignorarea inițiativelor opoziției. Vă informez că s-a împlinit 2 ani de zile aceste legislaturi. Nicio inițiativă audierilor propusă de opoziție nu a fost susținută, ceea ce iarăși este în premieră, deoarece noi reprezentăm o treime din cetățenii Republicii Moldova. Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor are nevoie să formuleze opinia privind această situație și solicită regulamentar pauză de 30 de minute. Vă mulțumesc!
Totuși, în cadrul ședinții din 31 martie 2022, deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au susținut propunerea lui Vlad Bătrâncea de a-l audia pe șeful Băncii Naționale a Moldovei. Stimați colegi, propunerea domnului deputat a întrunit 53 de voturi. Secretariatul, luați legătura, vă rog, cu domnul guvernator. Vă mulțumesc. Poftim? Eu pot să repet încă o dată ceea ce am spus. Vedeți? Nici nu credeți în ceea ce auziți. După aproape 2 ore de consultări însă, după ce au cerut o pauză, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a decis să boicoteze ședințele Parlamentului din 13 și 14 iulie. Din păcate, câteoară toate inițiativele a noastre au fost respinse și considerăm că această practică este una nocivă. Niciodată în istoria parlamentarismului Republicii Moldova nu era așa ceva că în 2 ani de zile opoziția să nu poată iniția nici o dezbatere, nici o audiere pe subiecte de importanță majoră. Din acest punct de vedere, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor boicotează ședința de astăzi și de mâine și vă lăsăm tradițional o adunare de partid. Ulterior, ministrul Educației și Cercetării a continuat să prezinte raportul proiectului de lege privind ratificarea acordului de credit pentru îmbunătățirea calității educației dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a fost semnat la Chișinău la data de 30 iunie 2023. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a înaintat în ajun o moțiune de cenzură împotriva guvernului Recean, potrivit liderilor formațiunii. Aceasta este cea mai optimă cale către alegeri parlamentare anticipate. Potrivit liderului comuniștilor Vladimir Voronin, după 2 ani partidul de la guvernare nu și-a îndeplinit promisiunile făcute în campania electorală pentru alegerile din 2021. În loc de a concentra toate eforturile înspre bunătățirea situației din țară, acei care au acaparat guvernarea fac în tot felul tot ce este posibil și imposibil de a deturna situația, de a duce și la mai mare criză, și politică, și economică, și socială, și pe toate dimensiuni. Necătând la cele ajutoare de miliarde care primesc din străinătate, legătând de acele susținere care le au din partea multor instituții europene. Noi, comuniștii, socialiștii, v-am preîntâmpinat că așa va fi. Noi nu aveam așteptări de la această guvernare pentru că știam că ei nimic nu pot, nici în domeniul economic, nici social, nici în politică externă. Din anul 2000, în Republica Moldova, au fost 11 guverne, 11 prim-miniștri. Mai rău guvern ca guvernul Gavriliță și guvernul Recean, istoria modernă a Republicii Moldova nu o cunoaște. Reacția celor din PAS nu a întârziat să apară. Ofițerul de presă al formațiunii, Andriana Vlas, a declarat pentru presă că țara noastră rămâne vulnerabilă, anume din cauza celor care au guvernat anterior Republica Moldova. Cei care au fost până acum la guvernare, inclusiv Igor Dodon, sunt direct responsabili pentru faptul că Moldova rămâne o țară vulnerabilă. În timpul guvernării lui Igor Dodon, țara servea intereselor străine. Acum facem totul pentru a menține pacea și liniștea. Începem să restabilim economia. Punem bazele independenței energetice. Reformăm justiția pentru ca cetățenii să nu mai ajungă niciodată la mila politicienilor. Amintim că luni, la briefingul de presă în cadrul căruia PAS a prezentat raportul după 2 ani de guvernare, a participat și premierul Dorin Recean. Iarna trecută, în plină criză, guvernul a alocat peste 4 miliarde de lei pentru ca să poată să acopere mai mult de jumătate din factura fiecăruia. 900.000 de cetățeni au beneficiat de aceste subsidii. Guvernul a dublat pensia minimă, a mărit salariile bugetarilor cu aproximativ 6% și a angajaților din sfera medicală cu peste 10%. Mai mult ca atât, guvernul a crescut de 3 ori salariul minim pe economie. De la 1 aprilie 2023, ca și de la 1 aprilie 2022, guvernul a indexat pensiile cu peste 15%.
A fi neutru nu înseamnă să fii slab din punct de vedere al securității. Dimpotrivă, trebuie să fii mai puternic, iar statutul de neutralitate al Republicii Moldova impune fortificarea capacităților de apărare, elaborarea unor soluții pentru a face față riscurilor și amenințărilor la adresa securității în contextul războiului hibrid purtat de Federația Rusă. Declarația aparține secretarului general adjunct al NATO, Mircea Joană, și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru jurnaliștii din Republica Moldova, aflați la Vilnius, acolo unde s-a petrecut summitul Alianței. Am spus-o de fiecare dată, suntem perfect respectuoși față de neutralitatea constituțională a Republicii Moldova. Am spus-o ieri când am condus întâlnirea cu miniștrii de externe din Republica Moldova, Georgia și Bosnia. Dacă o țară dorește să vină către NATO și se califică, suntem deschiși să discutăm. Dacă o țară decide să fie neutră, respectăm acest lucru. A fi neutru, spune președinta Maia Sandu, cu multă, multă corectitudine, a fi neutru nu înseamnă că trebuie să fii slab din punct de vedere al securității. Dimpotrivă, trebuie să fii mai puternic dacă ești neutru. Uitați-vă la Elveția, de exemplu, uitați-vă chiar și la Irlanda, uitați-vă la alte țări în așa situații. Amintim că miercuri, la finalul summitului NATO de la Vilnius, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că România va aloca o nouă contribuție financiară la Fondul Voluntar al Alianței Nord-Atlantice creat pentru Republica Moldova. Republica Moldova mizează pe Germania, dar și pe alte state democratice pentru aderarea la UE. Declarația a fost făcută de către președinta Maia Sandu în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu președinta Bundestagului Republicii Federale Germania, Bärbel Bas. Dialogul nostru s-a concentrat pe aspirația fermă a Moldovei de a adera la UE, de a avansa pe calea reformelor și de a ne consolida economia. Parteneriatul nostru ferm cu Germania joacă un rol cheie în atingerea acestor obiective. I-am mulțumit președintei Bas pentru cooperarea excelentă și mi-am exprimat convingerea că, cu susținerea Germaniei și a altor state democratice, țara noastră va rămâne parte a lumii libere pentru a putea asigura pace și bunăstare cetățenilor săi. Precizăm că președinta Bundestagului Republicii Federale Germane, Bärbel Bas, s-a aflat într-o vizită în Moldova în perioada 12-13 iulie. În agenda oficialului german s-au regăsit și discuții cu premierul Dorin Recean. Aceasta este a doua vizită a unui președinte al Bundestagului în Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre. Tot la Chișinău a fost lansat proiectul de reformă a justiției și combaterea corupției JARA. Documentul își propune consolidarea eforturilor tuturor părților implicate și interesate într-o realizare a obiectivelor privind reforma justiției în Republica Moldova. La eveniment au fost prezenți ambasadorul SUA la Chișinău, Kente Loxdon, ministrul justiției al Republicii Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, președinta țării Maia Sandu, reprezentanța instituțiilor din domeniul justiției, precum și donatori. În cadrul proiectului, agențiile guvernamentale specializate în combaterea corupției, dar și societatea civilă, vor primi asistență tehnică și financiară din partea USAID Moldova pentru a spori eforturile guvernului într-o consolidare a sistemului judiciar și eradicarea corupției. Președinta Maia Sandu a menționat că cetățenii Republicii Moldova așteaptă rezultate serioase pe dosarele de corupție mare, dar și pe combaterea corupției sistemice. Vreau să amintesc care este miza acestei reforme. În primul rând, statul Republica Moldova nu poate fi funcțional pe deplin dacă nu avem justiție adevărată. Economia Republicii Moldova nu poate să se dezvolte, iar fără dezvoltare economică nu putem să creștem nivelul de trai al oamenilor. Dacă nu există justiție, dacă nu există certitudine că legea va fi aplicată, iar cei care nu vor respecta legea vor fi sancționați. Și foarte important, integrarea europeană a Republicii Moldova depinde de reforma justiției. La rândul său, șefa de la justiție a menționat că aceste angajamente față de UE pe domeniul justiției trebuie realizate cu succes în termeni restrânși, dar este importantă și calitatea. Având în vedere că avem statutul de țară candidată ne obligă să ne conjugăm într-un mod mult mai eficient și prioritar eforturile și să le reușim să le realizăm într-un termen scurt. Desigur, aceasta este o provocare ca într-un termen scurt să asigurăm și calitate, că urgența nu trebuie să primeze în defavoarea calității. Și în acest sens
este utilă orice activitate ce vizează monitorizarea modului de implementare și pe parcursul implementării acestor activități să ne adaptăm și să restabilim anumite acțiuni pentru a ne atinge obiectivele scontate. De la independență, Moldovei, Statele Unite au susținut cu fermitate un sistem de justiție pentru Republica Moldova care să fie mai eficient, mai transparent și mai responsabil față de cetățeni. Prin lansarea proiectului USAID privind reforma sistemului de justiție și anticorupție, continuăm parteneriatul cu Guvernul Republicii Moldova pentru a crea instituții rezistente care aplică legea în mod corect și echitabil. Potrivit sursei, noul proiect are un buget de 6 milioane de dolari SUA și vine să completeze sprijinul acordat de USAID Moldova sistemului judecătoresc pentru crearea instanțelor judecătorești prietenoase publicului și evaluarea candidaților în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Circa 300 de antreprenori mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de granturi din partea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și a Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de către Ministrul Economiei și Digitalizării Dumitru Alaiba în cadrul evenimentului de lansare a proiectului UE pentru IMM-uri. În context, oficialul a declarat că prioritare vor fi companiile din afara capitalei. O să susținem cel puțin 300 de antreprenori în efortul lor de a face pași mari în direcția dezvoltării, în direcția atragerii investițiilor, cu prioritate fiind acordată companiilor din zonele rurale, din zonele din afara Chișinăului, și facem asta pentru că avem nevoie de poli de creștere, avem nevoie de o acțiune clară ca să scoatem creșterea economică în afara Chișinăului. Vrem să avem oportunități în toată Republica Moldova, de la nord la sud. La rândul său, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeic, s-a declarat că UE va continua să susțină dezvoltarea economică a țării noastre. Pentru noi este o evoluție foarte importantă în asistența pe care noi o oferim întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, deoarece în proiectul precedent noi am sprijinit aproape 600 de întreprinderi mici și mijlocii, însă cu granturi de o valoare mai mică. De această dată ne propunem să sprijinim aproape 300 de întreprinderi mici și mijlocii, având disponibile granturi de o valoare mai mare, ceea ce înseamnă că IMM-urile vor avea mai multe oportunități. Valoarea totală a granturilor oferite în cadrul programului Uniunii Europene de susținere a antreprenorilor din Republica Moldova este de 8 milioane de euro, bani care vor completa resursele alocate de stat în acest sens. Republica Moldova trebuie să se aștepte la o devastare demografică în situația în care timp de aproape 25 de ani sporul natural este negativ, adică mortalitatea depășește natalitatea. O spune demograful Valeriu Sainsus. Declarația vine în contextul în care BNS a publicat recent un nou raport la acest subiect. Potrivit raportului, în anul 2022 s-au născut 27.000 de copii, cu 2.400 mai puțini comparativ cu anul precedent. Ne așteptăm la o devastare demografică a țării, iar când vorbesc de devastare demografică a țării, asta înseamnă că, de fapt, o să avem în următorii 50 de ani încă o jumătățire a populației. Luați în considerație, dacă în prezent avem 2.600.000 conform ultimilor estimări a populației Republicii Moldova, pe exact în 30 de ani, 35-40 de ani, așteptați-vă că numărul populației va fi de 1.000.000. Iar acest teritoriu, acest spațiu, ar putea fi populat de alte popoare în contextul în care suntem într-un secol al migrației. Expertul mai spune că la baza diminuării numărului populației stau și alți factori. Țara rămâne într-o cădere profundă, demografică, în contextul în care tendințele demografice rămân destul de sumbre din perspectiva timpului. Tot aici trebuie să menționez că țara se confruntă cu problemele largi, demografice, majore, și acum ați menționat și dumneavoastră de populară, criza reproducerii, migrație excesivă și, desigur, că nu pe ultim plan îmbătrânirea demografică. Și atâta timp când în Republica Moldova nu va fi o schimbare care să aducă mari fluxuri de migranți, nu se va întâmpla în Republica Moldova.
nouă. Emigrarea nu se va stopa niciodată atâta timp cât există diferențe mari salariale. Potrivit raportului BNS, numărul deceselor în ultimul an a depășit 36.000, în timp ce numărul nașterilor a ajuns la 27.000 de nou născuți. Cei mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova mor din cauza bolilor aparatului circulator, precum și de cancer. Recent, ex-prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, a expediat o scrisoare deschisă președintei Maia Sandu, în care se referă la problema depopulării masive. La moment nu există problemă mai gravă pentru Republica Moldova decât depopularea. De aceea solicit să recunoașteți drept prioritatea națională soluționarea acestei probleme și să procedem neîntârziat, toți împreună, la identificarea și implementarea măsurilor ce se impun. Un prim pas în acest sens ar fi crearea unui Consiliu Național care s-ar ocupa exclusiv de studierea problemei din toate punctele de vedere și ar veni cu soluțiile de rigoare. Până în prezent, reprezentanții președinției nu au răspuns public ex-premierului Vlad Filat. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care se află într-o vizită de lucru în SUA, a mulțumit autorităților din America pentru că au adoptat sancțiuni împotriva oligarhilor care au sărăcit și au încercat să destabilizeze situația internă din Republica Moldova. Grosu a mai discutat despre provocările de securitate din regiune și modul în care acestea afectează Republica Moldova. Urmează știrile pe scurt. Până la sfârșitul acestui an urmează să fie finalizate lucrările de reabilitare a infrastructurii de transport pe traseul Ungheni-Cetirene-Lacsevka. Specialiștii Agenției de Dezvoltare Regională Centru au efectuat o vizită de inspectare a șantierului. În prezent se desfășoară lucrări de amenajare a trotuarelor și de execuție a podețelor. În viitorul apropiat urmează să se realizeze așternerea stratului de uzură pe ultimul segment de circa 5,5 km din totalul de 17 km și jumătate. Amenajarea spațiului adiacent drumului în afara localităților, aplicarea marcajului rutier și instalarea semnelor de circulație rutieră se arată într-un comunicat emis de ADR Centru. Administrația de stat a drumurilor informează că a amenajat până în prezent 106 treceri pietonale supraînălțate pe drumurile publice naționale, cu scopul de a spori gradul de siguranță a pietonilor și de a asigura un mediu rutier sigur și eficient pentru toți participanții la trafic. Amenajarea trecerilor pietonale supraînălțate s-a realizat în diferite localități, din toate raioanele țării, inclusiv în Cahula, Nininui, Căușeni, Râșcani, Strășeni, Dondușeni, dar și în Briceni. În premieră în țara noastră, o echipă de medici de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneag a realizat o intervenție complexă pentru a salva viața unui pacient de 60 de ani, diagnosticat cu un anevrism gigant de aortă abdominală. Intervenția destul de costisitoare a fost achitată din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Pacientul a fost externat și se simte bine. 17 ofițeri vamali timp de 3 luni au participat la un curs de instruire care prevede pregătire fizică specială, manevre tactice de mânuire a armei de foc, precum și tehnici și metode de reținere în teren a infractorilor. În cadrul instruirilor, ofițerii vamali au exersat asupra aplicării tehnicilor de autoapărare și au efectuat cursuri de mânuire tactică a armei de foc, trageri de precizie asupra țintelor aflate la distanță, dar și au dezasamblat și asamblat diferite tipuri de arme. Antrenamentele fac parte din programul de pregătire profesională a ofițerilor vamali și au fost desfășurate cu suportul partenerilor din America. Oficiul ONU pentru drepturile omului în Moldova a prezentat informații noi privind accesul persoanelor cu dizabilități și necesități înalte de îngrijire, refugiate din Ucraina, de pe ambele maluri ale Nistrului, la servicii de sănătate, reabilitare și mijloace asistive. Care sunt concluziile experților, vă spunem în reportaj. La eveniment au fost prezenți mai mulți refugiați cu necesități speciale din Ucraina, care au enumerat o serie de probleme cu care se confruntă în țara noastră. Am o deficiență de vedere, am o vedere foarte slabă, am avut deja 6 operații și sunt dificultăți în ceea ce privește medicația. Am o glaucomă și nu există astfel de picături care să fie prescrise aici în Moldova. Prin urmare, trebuie să fie obținute, fie aduse din Ucraina, fie din Europa, iar acest lucru este foarte problematic. Înainte, mi-a fost greu să intru în oncologie.
La început mi-a fost greu să intru la oncologie din noiembrie, stau în rând. Au un rând destul de mare, pentru că este un singur spital. Am apelat la organizația Motivație, m-au ajutat foarte mult, au accelerat procesul. M-au sunat imediat, mi-au spus să fac analize și să fiu internată în spital. Reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale specializate în asistența persoanelor cu dizabilități au subliniat și alte tipuri de dificultăți ce ar trebui soluționate pe ambele maluri ale Nistrului. Limitările și accesul limitat la protecție temporară cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, 2. Perfectarea actelor și 3. Serviciile medicale care sunt asigurate pentru persoanele refugiate care au statut de protecție temporară. În timp am văzut diferite alte necesități, fiind copii speciale, au nevoie de terapii speciale, ABA-terapie, logopedie, kinetoterapie. Apoi am făcut evaluări însuși a părinților să vedem necesitățile lor. Ei vroiau să înțelegeau că deja este pe un termen mult mai lung și vroiau să se angajeze în câmpul muncii. Astfel le-am oferit și niște cursuri de perfecționare în diferite profesii, dar cea mai mare provocare sunt totuși copiilor, deoarece sunt mame preponderent cu copii și ca să poată pleca undeva la serviciu, trebuie să fie acești copii ocupați. Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în prezent, Republica Moldova găzduiește circa 900 de persoane refugiate cu necesități speciale din Ucraina, inclusiv minori. La aproape 80 de kilometri de capitală, mai mulți tineri pentru o săptămână s-au dezis de rețelele de socializare și confortul urban și au trăit în pădure, exploatând-o la maxim. Vorbim despre mai mulți elevi, dar și profesori care au fost implicați în activități de protecție a naturii în rezervația științifică Plaiul Fagului. 10 discipoli ai Colegiului de Ecologie din Chișinău, dar și 5 elevi ai Școlii Profesionale din Orhei, au avut la începutul lunii iulie parte de 6 zile de neuitat, spun ei. Aflându-se în sânul naturii, tinerii au îndrăgit și mai mult domeniile ce țin de protecția mediului, ecologie, turism și silvicultură. Datorită lipsii de internet, am colaborat mai bine cu toți elevii, cu cadrele didactice și ne-am implicat foarte mult în activitățile din teren. Activitatea aceasta a să mă ajute în viață, dacă să lucrez ca silvicultor. Pentru mine această vizită a fost una foarte importantă și m-a motivat, desigur și experiții, m-a motivat ca să activez mai departe în această specialitate și desigur că voi contribui la formarea unei educații ecologice, fiindcă aceasta în țara noastră este slab dezvoltată și tinerii de vârsta mea sunt și reprezintă viitorul acestei țări. Și desigur că ecologia și educația ecologică este foarte importantă pentru noi. Iar dascălii susțin că experiența dată nu e prima de acest gen și că de fiecare dată descoperă lucruri inedite. Cu toate că condițiile mediului au fost dificile în unele zile, noi totuși am reușit împreună cu toții să realizăm toate activitățile propuse, respectiv am avut și cele ce țin nemijlocit din domeniul silvic și cele ce țin nemijlocit din domeniul ecologic. Și pentru elevi este iarăși un plus valoare, deoarece abilitățile care le studiem noi la școală pot să le aplice aici la activitățile practice din teren. Elevii s-au împrietenit de la școala profesională cu studenții de la Colegiul de Ecologie, au participat la diverse activități care le-au efectuat, le-au executat împreună, un șir de lucrări, atât la activitățile practice care țin de meserii, atât cât și la jocurile extra program care au avut loc în cadrul taberei de vară. Activitatea a fost susținută de Serviciul Forestier din Statele Unite ale Americii. Anul acesta este o continuare a relației noastre și suntem foarte bucuroși că se dovedește și se demonstrează că această relație crește, iar Colegiul de Ecologie din Chișinău și Școala Profesională Orhei sunt parteneri de încredere, unde se formează viitori specialiști în domeniul protecției mediului. La finalul activității, tinerii participanți au surprins cu un număr muzical dedicat lucrătorului silvic. Bine de răzbat, nu mai e veșnic.
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au identificat un cetățean care importa și comercializa ilicit medicamente de uz veterinar de proveniență dubioasă. Cazul urmează a fi investigat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. A fost contracarată o tentativă de comercializare ilegală a medicamentului de uz veterinar Batik, aparent fabricat în Turcia, propus spre vânzare pe site-uri specializate pentru potențiali consumatori din domeniul apiculturii. Produsul dat se eliberează doar pe bază de prescripție veterinară, fiind destinat doar pentru tratamentul bovinelor, ovinelor și câinilor. Persoanele care se fac vinovate vor fi sancționate conform cadrului normativ. Totodată, medicamentele de uz veterinar depistate au fost ridicate drept probe conexe cazului investigat, urmând a fi declanșate procedurile de confiscare. Doamnelor, domnilor, urmează o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio. Rămâneți cu ochii pe noi! Carburanții continuă să se scumpească și vineri, 14 iulie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că în următoarele 24 de ore, un litru de benzină va costa la pompă 24 de lei și 51 de bănuți, cu 10 bani mai mult decât în ziua precedentă. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei și 55 de bani per litru, cu 11 bani mai mult decât în ultimele 24 de ore. Incendiu de proporții în capitală, flăcările au cuprins subsolul unei clădiri, s-au răspândit spre etajele superioare și mai multe persoane au rămas blocate în apartamente. Din fericire, incidentul este parte a unui scenariu al exercițiului de teren pe scară largă Euromed React 2023. În timpul intervenției simulate, salvatorii și pompierii IGSU, în comun cu colegii de peste hotare, au avut misiunea de a stinge flăcările și de a evacua victimele de la înălțime. O altă misiune a echipelor mixte a avut loc în dimineața zilei de 13 iulie. Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu forestier care a afectat o arie extinsă. Exercițiile au fost monitorizate și evaluate de către observatorii internaționali. Sheriff Tiraspol a debutat cu o înfrângere în Liga Campionilor. Echipa antrenată de Roberto Bordin a cedat cu 1-0 în fața campioanei României, Farul Constanța. Unicul gol al partidei a fost marcat de Kiki în repriza secundă. Antrenorul român, Gică Hagi, s-a arătat mulțumit de jocul prestat de către elevii săi și a dat de înțeles că Farul Constanța merita să mai înscrie 2 goluri. Trebuia să fie 2-0 în minutul 10. Scuzați-mă, ei au avut noroc, nu noi. Ce noroc! Au dat peste 2 pase între linii? Noi câte ocazii am avut? Trebuia să fie 3-0. Ei au avut o singură ocazie clară, când a căzut Diogo Chiueiros. A fost lovit, nu pot să spun unde, în careu și a rămas pe jos. În rest, ce ocazii? Noi am avut ocaziile foarte clare. Trebuia să fie 3-0, dar e doar 1-0. La rândul său, antrenorul moldovenilor, Roberto Bordin, a declarat la finalul partidei că echipa lui merita un rezultat de egalitate. A fost un meci foarte disputat pentru ambele echipe. În prima repriză, jocul a fost foarte echilibrat. Cred eu că meritam egalul. Portarul lor a intervenit de câteva ori foarte bine, dar ăsta este fotbalul. Echipa mea a jucat bine, trebuia să fie mai curajoasă, însă am creat 4-5 situații importante. Puteam să marcăm. La final era mai corect un 1-1, pentru că am creat mult, am reacționat bine. Știm că Farul este o echipă importantă, a câștigat un campionat în care activează mai multe echipe bune. Returul se va juca pe data de 18 iulie la ora 20 pe stadionul Sheriff din Tiraspol. Învingătoarea dublei manșe va accede în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, iar echipa învinsă își va continua parcursul european în Conference League. Dacă va trece de Farul, Sheriff va juca în turul 2 preliminar împotriva câștigătoarei dublei Hamrun Spartans din Malta, Maccabi Haifa, Israel. Partidele sunt programate pentru 25 și 26 iulie la Tiraspol și 1 și 2 august în deplasare. Continuăm ediția cu știri externe. Imediat după summitul NATO de la Vilnius, președintele american Joe Biden a efectuat o vizită în Finlanda, acolo unde s-a întâlnit cu omologul său, dar și cu alți lideri ai țărilor nordice. Este vorba despre președintele Suediei, cel al Norvegiei, cel al Danemarcei, dar și liderul din Islanda.
Capitala proaspătului membru al NATO a fost a treia pe agenda vizitelor în țările europene a lui Biden. Înainte de a ajunge la Helsinki, liderul Casei Albe a vizitat Londra, acolo unde s-a întâlnit cu premierul britanic Rishi Sunak. A urmat summitul NATO de la Vilnius. În marja acestuia, președintele american a dat asigurări că aliații occidentali vor sprijini în continuare Ucraina. Nu trebuie să uităm niciodată cât de important este acest lucru și niciodată nu vom renunța la un viitor mai bun. Apărarea libertății nu este o problemă de o zi sau de un an, este chemarea întregii noastre vieți a tuturor timpurilor. Suntem pregătiți pentru luptele viitoare, unitatea noastră nu se va clătina, vă promit! Chiar și așa, în urma summitului NATO, Ucraina nu s-a ales cu o invitație de a adera la alianță și nici măcar cu un termen pentru inițierea procesului. Cu toate acestea, țările membre ale blocului au convenit să simplifice procesul de acceptare a Kievului în rândurile lor și au creat un nou consiliu Ucraina-NATO. Iar țările G7 i-au promis lui Volodymyr Zelensky noi provizii de arme și garanții de securitate pe termen lung. Comentând rezultatele summitului, liderul ucrainean a spus că evenimentul a constituit fundamentul securității pentru Ucraina în drumul său către alianță. Cel mai important este că avem o opinie comună referitoare la condițiile de aderare a Ucrainei la NATO. Poate că nu sunt raportate toate detaliile, dar cu toate acestea a fost foarte important pentru mine că am primit garanții de securitate și că la un moment dat Ucraina va fi în NATO. Atenția summitului s-a concentrat și pe aderarea Suediei la alianță, țară căreia Turcia i-a dat undă verde după veto. În același timp, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că documentul nu poate fi trimis Parlamentului turc pentru ratificare până în luna octombrie. Eurodeputații au cerut Consiliului UE să aprobe aderarea României și a Bulgariei la spațiul de liberă circulație Schengen până la sfârșitul anului 2023. Rezoluția, adoptată în ajunul ședinței în plen a legislativului UE, subliniază că ambele țări au îndeplinit deja cerințele necesare pentru admiterea la Schengen. Semnatarii documentului și-au exprimat regretul că instituția Consiliului UE, prin decizia sa din 8 decembrie 2022, a respins apartenența României și Bulgariei la spațiul Schengen, fără a prezenta vreo justificare legală referitoare la criteriile de aderare. Deputații consideră că aceasta este o discriminare față de cetățenii ambelor țări, deoarece ei sunt supuși întârzierilor, dificultăților birocratice și costurilor suplimentare atunci când călătoresc sau vor să inițieze afaceri în străină. Potrivit Comisiei Europene, Bulgaria și România sunt pregătite să adere la spațiul Schengen, iar Parlamentul UE a susținut în mod repetat această propunere. În prezent, toate statele membre UE, cu excepția Bulgariei, Ciprului, Irlandei și României, fac parte din spațiul de liberă circulație Schengen, care include și țări din afara UE, cum ar fi Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. Hong Kong amenință Japonia cu interzicerea importurilor de alimente dacă Tokyo începe să arunce în mare apă radioactivă purificată de la centrala nucleară Fukushima 1. O spune șeful administrației metropolei chineze, John Lee, scrie presa locală. Hong Kong are în prezent impusă o interdicție privind importul de fructe și legume din Fukushima. Aceasta nu se aplică produselor de origine animală. Importurile de multe alte produse alimentare din alte 4 prefecturi japoneze aflate imediat la sud de Fukushima trebuie să fie însoțite de un certificat de radiații. Importurile de alimente din Hong Kong, din Japonia, au reprezentat aproximativ 2% din oferta sa totală anul trecut, potrivit cifrelor oficiale. Deși orașul nu se bazează foarte mult pe mâncarea japoneză, în ceea ce privește cantitatea, mulți locuitori o iubesc totuși și există multe restaurante de profil în zonă. Reamintim că săptămâna trecută, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a aprobat un plan de evacuare a apelor uzate din Fukushima, spunând că acesta îndeplinește standardele internaționale, iar impactul asupra mediului și sănătății umane va fi neglijabil. Însă țările vecine, inclusiv Coreea de Sud, China și insulele Pacificului, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța apei stocate la centrala nucleară. Avocații fostului președinte american Donald Trump au intentat un proces prin care solicită amânarea termenului de judecată pentru depozitarea necorespunzătoare a documentelor clasificate în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din SUA.
Desfășurarea unui proces în timpul alegerilor prezidențiale va crea probleme mari în procesul de selecție a juriului și va limita capacitatea inculpaților de a oferi un proces echitabil și imparțial, scrie Politico cu referire la avocații celui de-al 45-lea președinte. Potrivit avocaților șefului de la Casa Albă, începerea procesului programată pentru decembrie 2023 ar trebui amânată. Totodată, publicația notează că avocații se opun oricărui proces care va începe în timpul alegerilor prezidențiale. Donald Trump a fost cercetat pe 37 de capete de acuzare. Pe fiecare dintre acestea, fostul șef al Casei Albe ar putea încasa 20 de ani de închisoare. La o lună după naufragiul în largul coastei Greciei, care s-a soldat cu viețile a sute de migranți, Parlamentul European cere statelor UE să desfășoare împreună operațiunile de salvare. Parlamentarii vor vota pentru sau împotrivă joi, dar o rezoluție care solicită angajamentul interțară a pazei de coaste a fost deja aprobată de fracțiunile majoritare, cu excepția euroscepticilor și a grupurilor de extremă dreapta. Potrivit informațiilor, polițiștii de frontieră greci prognozau ca o navă cu imigranți ilegali să meargă în Italia, relatează Euronews. Este absolut necesar să se creeze un cadru european care să reunească eforturile separate ale statelor membre individuale pentru a salva oamenii de pe mare. UE are nevoie de conectivitate, cooperare constructivă și încredere reciprocă. Polițiștii de frontieră nu ar trebui să fie tentați să lase migranții să treacă, astfel încât aceștia să devină o problemă pentru colegii din alte țări. Trebuie să prevenim această ispită. Rezoluția cere de asemenea țărilor UE să utilizeze pe deplin toate navele capabile să asiste în operațiunile de căutare și salvare, inclusiv cele operate de organizații neguvernamentale. Potrivit unor guverne, o astfel de organizație caritabilă servește drept factor de atracție pentru migranții în Europa. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, cea mai periculoasă regiune pentru cei care încearcă să intre ilegal în Uniunea Europeană este Marea Mediterană. Din 2014, 27.000 de oameni au murit în aceste ape. Anul acesta cifra a ajuns deja la aproape 2000, inclusiv cei dispăruți. Un cutremur puternic cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter ar putea avea loc în Istanbul, precum și în regiunea Marmara. O spune seismologul Haluk Eydogan, tot el și membru al Consiliului Oamenilor de Știință al Primăriei, relatează RTVI.com. El a explicat că oamenii de știință nu vor să sperie cetățenii, dar le amintesc locuitorilor țării să se pregătească pentru o eventuală catastrofă, iar autorităților să ia din timp măsurile necesare. Probabilitatea unui astfel de cutremur înainte de anul 2030 este de aproximativ 50%. Concluzia a fost făcută pe baza unui studiu al istoriei de 2000 de ani a cutremurelor din această regiune, precum și pe baza unei analize a rezultatelor studiilor geofizice și seismice. Haluk Eydogan a prezis că un cutremur în Marea Marmara ar putea afecta 7 provincii cu o populație de peste 25 de milioane de oameni. Fostul ministru turc al dezvoltării urbane, Murat Kurum, a declarat în luna martie că autoritățile țării plănuiesc să reinstaleze locuitorii a aproximativ 1,5 milioane de apartamente din Istanbul, care sunt situate în clădiri neseismice. Primarul opoziției din Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a criticat la rândul său aceste planuri, făcând trimitere la supraaglomerarea din capitală. Potrivit administrației de la Istanbul, în cazul unui cutremur cu magnitudinea 7,5 grade, cel puțin 90.000 de clădiri se vor prăbuși, iar aproximativ 4,5 milioane de cetățeni ar putea avea nevoie de locuințe temporare. Amintim că în noaptea de 6 februarie în Turcia s-a produs un cutremur cu magnitudinea 7,7 grade pe scara Richter, în urma căruia au murit peste 41.000 de oameni. Numărul de oameni înfometați în lume a crescut cu 122 de milioane începând cu anul 2019 din cauza crizelor cauzate de problemele climatice, pandemia de coronavirus, precum și de conflictele globale, inclusiv războiul din Ucraina. Datele se regăsesc în cel mai recent raport Starea Securității Alimentare și a Nutriției în Lume, elaborat cu participarea Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite.
Potrivit experților, aproape 735 de milioane de oameni s-au confruntat cu foamea în lume anul precedent. În 2019, această cifră a fost de 613 milioane. Africa rămâne cea mai grav afectată regiune, unul din cinci oameni de pe continent fiind flămând, mai mult decât dublu față de media globală. În linii generale, aproximativ o treime din populația lumii nu a avut acces durabil la alimente în ultimul an. În același timp, aproximativ 900 de milioane de oameni s-au confruntat cu o penurie acută. Vestea bună este că s-au înregistrat progrese în lupta împotriva foametei în Asia și în America Latină. Unele zone din sudul Europei și nord-vestul Africii au fost lovite de un val de căldură care ar putea dobori recorduri în zilele următoare, relatează BBC News. Temperaturile ar putea să depășească 40 de grade Celsius în anumite părți ale Spaniei, Franței, Greciei, Croației, precum și ale Turciei, iar în Italia temperaturile pot ajunge chiar și la 50 de grade Celsius. O alertă de cod roșu a fost emisă în 10 orașe, inclusiv în Florența și la Roma. Valul Cerberus, nume dat de reprezentanții Societății Italiene de Meteorologie, va genera condiții extreme în următoarele zile. Potrivit specialiștilor, temperaturile vor atinge apogeul vineri și vor dura până la sfârșitul săptămânii. Peste 62.000 de oameni au murit în Europa anul trecut din cauza căldurii. Există temeri în acest an că numărul deceselor ar putea crește. Temperaturi de peste 43 de grade se mențin și în Phoenix, capitala statului american Arizona. Acolo noaptea, mercurul în termometre se menține la 30 de grade. Localnicii primesc în mod constant avertismente. De îndată ce apar pe hartă indicatorii roșu și violet, înregistrăm orele care vor fi cele mai fierbinți și avertizăm oamenii. Acum există un risc mare ca temperaturile extreme să se mențină. Căldura a acoperit cea mai mare parte a Statelor Unite, din California până în Florida de Sud. Meteorologii prognozează că temperaturile vor bate recorduri în sud-vest în zilele următoare. Serviciul Meteo a emis o avertizare de căldură extremă pentru mai multe regiuni, în care locuiesc în total peste 100 de milioane de oameni. Ne așteaptă o creștere semnificativă a temperaturilor, iar recordurile zilnice de temperatură pot fi doborâte. În timp ce în sud-vestul SUA persistă căldură sufocantă, statele din nord-est se recuperează după inundații catastrofale și vremerea. Recent, 8 tornade au fost înregistrate în Illinois, iar una dintre ele în Chicago. Cei de la Centrul European pentru Prognoze Meteo pe interval mediu susțin că luna iunie a acestui an a fost cea mai fierbinte din istorie. Acestea au fost știrile, eu sunt Rodica Cravcenco, o seară frumoasă vă doresc, urmăriți în continuare postul nostru de televiziune. La revedere!